Salutare, amigo! Salutare, salutare, salutare! Vă salută Tigaie! Don Tigaie vă salută! Ce faceți? Salutare tuturor! Da, știu, nu este weekend. Aveți dreptate, nu este weekend, dar e luni și trebuie să-mi termin casa. Vom juca The Forest, da? Vom juca The Forest, vom continua episodul nostru cu The Forest. Trebuie să terminăm conacul lui Don Tigaie azi, așa că dacă trebuie să terminăm conacul, trebuie să continuăm de unde am lăsat-o ieri, cei care ați fost. Vă salut, salutăm pe Ender, salutăm pe Gabrielo, salutăm pe toată lumea. Dacă vă place, nu uitați să lăsați like-ul vostru, să licuiți acest episod cu The Forest. Vă salut și vă spun bună seara, bună seara, nu? Deja e seară. Hai să luăm și un gât de apiță, apișoară. Nu o să stăm foarte mult azi în program, da? Pentru că avem niște treburi. Bun, haideți să continuăm cu asta. Trebuie să tăiem ăștia bușteni. Haideți să vedem unde am lăsat eu. Am lăsat unde avea pe aici copaia. Bărzai, bărza, bărza, bărza. Ce jocuri de groază mai ai? Băi, jocuri de groază nu mai am. Mai am decât la Crying is not enough, de moment, la care am jucat. Dar, sincer să fiu, nu știu dacă o să mai continui cu el, pentru că nu, lumea nu m-a apoiat acolo, nu mi-a dat like-uri. Nu mi-a dat like-uri, nu mi-a scris în comentarii, bla bla bla. Eu am spus acolo în video, dacă vreți mai multe episoade cu Crying and Not Enough, să apăsați butonul de like și, bineînțeles, să-mi scrieți în comentarii. Da, nimeni n-a făcut-o, înseamnă că nu vor. Ce facem, o să facem noapte iar? Am întunecat, nu? Am întunecat, frate. Mi-a prinde o bricheta. Ca să fie, să fie light aici. Am zis că aici facem așa frumos cu ușă, da, cu intrare. Aici facem cu intrare frumos. Aici avem cu geam. Aici avem tot așa cu, da, avem cu fereastră la mare, cu vedere la mare. Și aici punem normal, aici avem, vedeți, aici avem geam, aici avem geam, după aia continuăm cu acoperișul, trebuie să facem și solul, da, pământul. Să joc Outlast l-am jucat și pe 1 și pe 2. L-am jucat, l-am și terminat, e foarte frumos jocul, Caterin că nebunie mare, că la ala chiar că m-am speriat, fraților. E unul dintre jocurile care m-am speriat să nebunesc, m-am speriat rău de tot la el. Și la ăla și la Resident Evil, la fel. Păi vine noaptea, trebuie să mergem să dormim. Nu știu dacă mă lasă să dorm acum. Pietricele pe câmpii, hai să le adunăm copii. O să iei like-uri. Băi, ar fi bine să iau like-uri, doar că nu am luat. Nu am luat, deja sunt câteva zile de când am postat 3 episoade de sâmbătă. Treaba e că nu e niciun like acolo. Sunt câteva vizualizări, dar nu sunt like-uri. Și dacă nu sunt like-uri, frate, n-are rost să mai continui, nu, cu un episod. Înseamnă că nu-i plăcut. Deși cred că sunt primul care a făcut episoade în română la acel joc, pe canal, pe YouTube, de fapt. Înțelegeți? Cred că sunt primul român care a făcut episoade la acel joc. Pentru că eu am căutat și nu am găsit absolut niciun alt episod. Dar asta este. Nu poți să împaci pe toată lumea. Da, avem nevoie de apă. Și pentru chestia asta trebuie să mergem la vânat de apă, de mâncare. Avem nevoie de mâncare. Ne trebuie neapărat o căprioară, ceva, un... După care continuăm cu tăiatul copacilor, da? Ce asta n-a pe frate? Haideți să mâncăm niște... E?
Dar ce mă, moare ăsta? Să joc FNAF. Bă, bosulică! Dacă stăm să o luăm așa după jocuri, sunt multe, multe jocuri care le-aș putea să le joc, doar că... După cum ți-am spus, eu joc jocurile care mi-au făcut bine la canal, adică jocurile care au fost plăcute la... De către voi, da? Înțelegi tu? Pentru că nu pot să joc toate jocurile care există pe planeta asta. Samp nu o să joc niciodată, am jucat GTA 5, dar nu o să mai repet. Înțelegi tu, Ender? Opa, așa, e purășu! Am pierdut purășu. E purășule, vreau cu a... Hăț! Nu pot să-l iau. Am obosit, doi sunt. E greu, frate, la vânătoare. E chiar așa de ușor. Și n-am nicio capră pe aici, nu văd nicio capră, nimic. Care toată lumea? Nu prea se joacă toată lumea. Samp. Samp se joacă cei care nu poate să ruleze GTA 5, probabil. Pe PC-urile lor. E purașu! Bă, ce fuge ăsta, mă? Cine îl prinde pe ăsta? În iarba asta mare, frate, e greu să prinzi iepurele. Uite-te și tu, doi sunt. Uite, asta nu-mi place la jocul ăsta, frate. Dau cu sulița în el și nu pot să-l omor, frate. Păi cât să alerg după el? Hai că astea tot sunt bune, da. Îmi place mult. Ok, mersi frumos. Mersi frumos, Nicoleta. Bine ai venit. Ce jocuri am jucat în copilărie? Buf, am jucat foarte multe. Unul dintre jocurile care mie mi-a plăcut foarte mult din copilăria mea a fost Age of Empires, dacă știi jocul. Dar jocul, versiunea veche, nu ce au scos acum remaster și așa mai departe. Băi, astea pare să fie bune de... Băi, nu știu unde-s căprioarele astea, unde-s căprioarele, fraților? Îmi trebuie vreo 2-3 căprioare să le iau blana. Sunt în căutare de aur negru, petrol. Am jucat, ai jucat. Uite iguana. Haideți să tragem cu arcul după ea. Sau să arunc cu sulița. A? Mai bine cu arcul, nu? Îți? Cam uit mapa! Au? Am luat o blăniță, am luat puțină cărniță. Și am plecat mai departe în căutarea unei... Băi, ia uite fraierii. Aute lupii. Cât sunt, doi sau mai mulți? Wow, sunt mai mulți, frate. Ăștia mă snopesc.
Ăștia mă snopesc dacă vin. O, salut Darius, bine ai venit frate, ce faci? Băi, unde este o căprioară, frate? Ce jocuri, ce jocuri ai acum pe PC? Am Counter-Strike, CSGO. Am GTA 5, am PUBG, am The Forest, Star Wars, Battlefront 2, am Battlefield 1. Am wow, ce tare s-aude apa asta. Crying is not enough, am jocul care l-am jucat și am făcut câteva episoade. Oh! Am dat peste extraterestri, prieteni! Ia uitați, extraterestri! Au venit și în acest episod. Ia să vă uitați că am postat acolo un video cu extraterestri. What the fuck, frate, au ce gaură. Asta e gaura neagră. De aici ies ovni. De aici ies extraterestri. Da. O să punem sulița la loc. Oh, oh, iepurașii. Băi, e greu să vânezi iepurașul, frate. Îți tigaie, joacă-te mă, ce-ți place, te pup. Da, frate, păi normal. The Forest mie-mi place. Jocul ăsta chiar îmi place, pe bune. Să construiesc, să ajung, să-mi fac acolo o bază, un refugiu super șmecher. Am așa idei, să fac o ieșire la apă. Să fac așa suspendat cu scări, cu... O să vedeți voi. Ușor, ușor, facem episoade. Cu The Forest. Merită jocul ăsta, fraților, e șmecher. Păi, sincer să fiu... Sincer să fiu, apă avem, apă nu-mi trebuie. Îmi trebuie, mie îmi trebuie, v-am zis ce-mi trebuie. Îmi trebuie să găsesc o căprioară, ceva, să găsesc... Jos în gaură găsești un elicopter prăbușit. Da, frate, păi da, eu știu că trebuie să ajung. Am vreo 3 peșteri care trebuie să intru în ele, dar n-am armură, n-am nimica. Mi-e frică să intru acolo acum. Ia, ia uitați, ce s-a astea pe aici? Aici n-am fost. O, pești, astea-s bun. Bună hrana. Vedeți, asta e treaba la, la jocul ăsta. Uitați, vedeți, dau un pește și nu-l... Împărăția lui Tigaie. Ha, ha, păi da, bros, păi da, cum să nu, brother? Facem acolo o conacu, frate. Salut, Senezlau, ce faci? Nu uitați să dați și voi un like acolo, vă rog, prieteni care vă uitați, cei care vă uitați. Să lăsați și voi un like acolo. Un like frumos corespunzător. Băi, haide să mergem, că vreau... Uite mă, iepurașul ăsta, frate, nu pot să-l prim, mă futui, ce are amăsi, dar... Iepurașul! Cuțu-cuțu, vin la tata. Îți? Ai auzit melodia Rafael și... A, n-am auzit-o, frate, am văzut că a postat acolo ceva. Dar nu, n-am auzit. N-am ascultat. Toți peștii, fraților, că vreau să-i pun acolo la frumos, la... A, dar nu mai am loc. Nu mai am loc să mai iau peștelăi. Ce mai faci, frate? Uite, stau și eu obosit. Tu ce faci? Boss, ce să fac, frate? Uite, de la servici. Doar ce am venit și eu mai devreme de la servici și zic, hai să fac un pic de YouTube. Cu băieții mei aici, cu familia mea. De unde? What the fuck? Ia uite, fraierul, câte dale are pe spate. Vino încoace. Vino încoace, o dăm parte în parte. Wow! Bă, ăștia iar sunt în câr, frate. Mamă, ăștia mă fac pilaf. Mamă, fii atent cum vin fraierii. Gia! Vorbesc cu ei, nu-i problemă, că le înțeleg limba. De unde numele de Tigaie? De unde numele de Tigaie? Foarte simplu.
Jucam GTA cu Alex Simian. Aoleu, ce mi-a dat-o, fraiera! Pe neveu! Hâți! Bă, câte trebuie să-i dai, mă, lui sărăcia asta? Mamă, dă-te să-mi iau pastile, că ăștia mă sparg. A, trebuie să-mi bag toporul, frate, că ăsta cu sabia lui... Dacă-mi dă ăsta un topor de la încăpățână, mă sparge. Mamă, dă tigaie cu toporul, frate. Aaaa, vină cu aia! Aaaa, vină încoace. Mamă, dacă-mi dă ăsta o bastârcă de aia peste ochi, m-a rupt. Aaaa, vină încoace și tu, putoși, ceapa lui, ce pulica. Așa vă taie tigaie, bucăți, bucăți, bucăți vă face. Aute. A, ia zi, boss, care-i șmecherul acum? Care-i jupunul acum, ia zi. Aveți ce vă iau picioare acum. Bă, care dă cu toporul, mă? A, alea-s păsări. Păi nu, frate, că vorbesc cu ei, ești nebun. Așa trebuie să vorbești cu ei. Așa, picioare. Pișer, tăiete, mâini tăiete. Și acum trebuie mâini tăiete. Bă, trebuie să le iau de aici, că pe ăsta... Așa. Bă, i-a sărit mâna la 200 de metri accident grav. L-a lovit de i-a sărit mâna. Bă, dar sar departe, frate, uite. Trebuie să dai, frate, la el, să, cu cardie și cu toate astea. Păi da. Haideți că am ieșit la vânătoare de capre, de căprioare sau de ce să alea și am luat, gata, nu mai pot să iau. Asta o iau în cârcă. Și o ducem frumos acasă. Aici am zis că am văzut o căprioară, dar nu e. Am ieșit la vânătoare de capre, sincer să fiu, de căprioare, de cerb, de ce găsim, și ne-am întors cu un canibal în spate. Frumos așa, nu? Bineînțeles, și am pescuit ceva. Am pescuit câțiva peștișori. Nu știu dacă am prins peștișorul de aur, încă nu l-am prins. Poate data viitoare. Uite, purașul care nu te-am prins. O să vin eu după tine. E purilă. Ușor, ușor. Ia, hai că asta e bună, nu dau în turbăciune. Știți, unele plante dacă le mănânci, bă, în loc să-ți crească viața că ți-e foame, scade viața. Știți. Canibalii se mănâncă, da, se mănâncă în trei canibalii. Normal, da, Nicoleta, se mănâncă în trei. Eu dacă pun acum canibalul aici, eu pun canibalul, da, să ardă, da? Vezi tu? Pun canibalul și știi care-i treaba? Că vin... Dă să întețim focul, puțin, așa. Ia, pot să pun la întins niște pești? Nu știu de ce în ăsta... A, uite că pot acum. Dar nu mai am sau ce? Băi, parcă era piele de asta cu, nu mai știu, cu două sfori, nu. A, cu frunze. Hăți. Bun, era oase, parcă. Erau șase oase și trei cârpe. Ok. Mai trebuie scoase. Acum luăm oase de aici. Oh, yo man! Yo, 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 yo!
Băi, dar de ce nu-mi dă, de ce îmi dă doar așa puțin? De ce nu doar atât de puține oase? Te ia tigaie și te mănâncă, dă-te. Ia, dacă arunc aici de-asta, nu. Mamă, ce ai făcut, bobiță? Mănânc canibal, dau un turbăciune, băi, nene. N-ai cum să mănânci canibalul, dai în alte alea. Uite cum stă brotacul întins aici și o pârla. Stă și o pârla la... Băi, dar mi se pare că cu capul ăsta pot să fac ceva, nu, dar nu asta, nu e asta. Zece de-astea. Două bețe. Și stai, mă, ce trebuia? A, mai trebuie piatră, frate. Trebuie două pietre, nu? Nu. Trebuie o piatră, două bețe. Două bețe și 10 de astea, dar de ce nu mă lasă? O să turb... Da, păi dau un turbăciune, dau un alte alea. Păi stai, mă, și de și nu, bun, nu înțeleg de ce nu mă lasă. Deci 10 de astea sal de copac, 2 astea, o piatră și 2 bețe. Și nu mă lasă. Păi bă, și picioarele astea nu se transformă în oase, frate, odată, așa. Mă duc să mai, trebuie să mai fac niște armură de asta, de-aia zic. Armura asta o pun pe mine, știți? Și fac așa, sunt și eu mai puternic, pot să mă bag cu ei mai bine. Ești pro la PUBG sau... Salut. Păi am pus piatra, pun piatra, uite una, piatra, da? Două bețe. Una, două bețe. Una, băi, du-te de aici, du-te, uite. 10 de-astea, da? Trebuiesc 10 de-astea, una, două, trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piatra, 2 bețe și 2 de-astea. Gata, m-a lăsat. Bun. Așa, bubiță, trăiți-ar familia ta. Haide să tăiem copaci. Bun. Aici a făcut ok. Haide să... Dar nu mai pot să... Nu mai am mâncare, nu mai am nimic, nu? Nu mai am. Haide să mai tăiem niște copaci, să terminăm casa. Mai avem aici, uite. Stați așa să mai mănânc o broască de asta, să iau mâncarea, nu de alta. O să faci topor de piatră. Păi toporul de piatră l-am, uite-l. Ăsta e toporul de piatră. Dar știi care e treaba la... Știi care e treaba la toporul de piatră? Nu-mi place toporul de piatră pentru că îmi ia foarte multă energie când lovesc cu el, da? Bun. Stați așa că nu știu dacă pot să o întind. Ba da, pot. Ok, am întins cărnița. Mamă, ce-a rupe fraier. Aolo, ce-a rupe fraier. Ia uite, mă, broscuța, cum vine la mine, frate. Îți? Ce delay ai la live? Ce delay am la live? E bine dacă ai delay la live, să știi. Și chat-ul oricum nu-l citesc imediat. Îl citesc când mă uit. Pentru că nu pot să stau și de joc și de chat în același timp. Dacă ai delay la live, este bine să știi. Este foarte bine. Dacă nu vrei să vezi cu delay, poți să te uiți pe direct pe Twitch. Intră pe Twitch și uite-te acolo. Dacă ai cont de Twitch. Mamă, ce se întâmplă? Dontiga e pădurarul. Băi, aici totuși am făcut doar un... Nu știu. Hai că fac una așa cu fereastră, da? Să fie cu fereastră. Și aici lăsăm tot așa cu ușă.
Și aici hai cu fereastră la fel, ca să fie la fel în toate părțile, da? Cât timp e delay-ul la asta. Aci, mă, e întrebare. E întrebare, păi puneți și tu semnul întrebării, să-mi dau și eu seama că e o întrebare. Nu știu ce delay are live-ul. Se poate vedea într-un loc undeva anume, nu cred. Să-mi dai eu telefonul frumos pe vibrații ca să... Faci mola... Fac conac, frate! Fac conac, fac vilă! Tu ai auzit de conacul Don Tigaie? N-ai auzit. O să-l vezi aici, în The Forest. Nu știi că și în PUBG am conac? În PUBG eu am conac acolo. Așa că dacă am un PUBG conac, facem și aici. Haideți să mergem cu buturugile astea pentru că sunt multe. Parcă... Nu, nu, tu nu pui, nu pui tu delay-ul la YouTube. Nu pui tu, Darius, delay-ul la YouTube, îl pune YouTube-ul singur. Depinde de ce opțiune alegi când emiți. Pentru că există mai multe opțiuni când îți faci setările la emis. Haideți că ușor, ușor terminăm și casa. Mai avem nevoie de nou. Unde mergi tu să lutezi și mor mereu? Bă, nu cred că mor mereu. De ce? Hai să fim serioși și realiști acum. De ce minți? Ce abonat mincinos ești tu? De ce ești un abonat mincinos? Hai să fiu sincer că n-am murit acolo de fiecare dată. Ai văzut că ai pierdut și pariu atunci data trecută. Mai ți-aduce aminte? Dacă vrei mai facem un pariu. Eu nu mă supăr. Bun. Cei care sunteți acum pe live, dacă aveți Facebook sau Instagram sau Twitter, căutați acolo Don Tigaie, da? Căutați Don Tigaie acolo ca să fiți la curent cu toate noutățile canalului nostru, da? Păi da, știu, am văzut că ai lipsit. Am văzut că ai lipsit și... Nu știam chiar, nu știam ce s-a întâmplat, că tu erai mereu pe live-urile mele. Mă gândeam că ești tu cu bacul, cu astea. Mă gândeam că ai examene, ai toate cele. Înțelegi? Știam că tu erai mereu pe fiecare live al meu. Dar în ultimul timp nu te-am mai văzut. Iar PUBG, eu vă spun, eu PUBG, dacă joc PUBG când... Nu că mă laud sau... Că dacă joc PUBG când nu sunt pe live, joc mult mai bine. Joc mult mai bine pentru că nu stai cu un ochi pe chat, nu stai cu un ochi, știi, ca să... Ăla e un joc care trebuie să-i acorzi atenție mare la PUBG. Păi s-a făcut noapte, frate. Haideți să mergem noi frumos să dormim. Că sper să nu mă întâlnesc cu niciun canibal de ăsta. Să-mi taie căpățâna. Avem și casa acum, nu avem terminată, dar totuși oricum e șmecherie aici. Haideți să mergem să salvăm. În primul rând, haideți să salvăm partida, da? Că asta e cel mai important, să salvăm, să avem salvarea de aici. Așa. Acum, dormim. Și când ne trezim, tararara, mergem frumos să facem o băiță în mare, mergem. Mergem să facem o baie în mare, prieteni, că suntem plini de sânge. Bună dimineața! Bine ați venit pe tărâmul lui Don Tigaie. Has. Păi e crudă asta, să înțeleg. Nu s-a făcut carne. Nu s-a făcut, frate, carne. Aha. Ia stai așa puțin. Asta... Aoleu, ce ești nebun? Păi da, așa făceam și eu dacă era. Îi stă în gât astea. Îi stă în gât, frate, și o pârla. Vara este căldură și eu cu prietenii ieșim seara, că e mai răcoare, nu prea... Da. Nu, știi care-i treaba... Știi care-i treaba... Eu...
Treaba e că nici eu n-am mai făcut live-uri pentru că... Ohoho, ce bună-i baia! Brrr. N-am mai făcut live-uri pentru că am vrut să fac o schimbare pe canal, am vrut să fac mai multe episoade. A, înțelegi? Și de-aia n-am mai făcut live-uri. Am vrut să fac numai episoade și live-urile doar în weekend, dar... Nu prea a mers nici așa. Ce am vrut să zic? Băi, hai să mai facem un dăsta aici pentru că ăsta e... Știți? Asta cu apa e bună. Sau avem aici... Nu se știe când plouă și na, ne trebuie apă. Bun, haideți să tăiem copaci. Ce e aici? Uite cele. Apoi făceam ceva, pornește live-ul, vorbește câteva minute cu noi și cât timp ești meci nu vorbești cu noi și vedem atunci cum joci. Păi uite că eu nu prea pot să nu pot să mă uit pe chat. Eu încerc să citesc chatul mereu. Eu vreau să fiu cu oamenii mei care se uită la mine pe live. Jocul e mai puțin mai important. Înțelegi? Eu respect oamenii care se uită la mine și vreau să comunic cu ei în același timp ce joc. Pentru că și eu mă duc la mulți youtuberi pe canale, fiind ei mai mari, mai mici, te duci acolo, spui și tu, salut, ce faci, nu știu ce. Și dacă nu te bag în seamă, frate, e cam nașpa. Haideți să facem un pic camera mai mare. Bă, nu știu, vreți să dăm un pic drumul la muzică pe live? Vreți să dăm un pic drumul la muzică pe live sau lăsăm așa doar slow? Fără muzică, fără nimic. Haideți, scrieți-mi acolo dacă vreți muzică. Dacă vreți muzică pe canal, da? Muzică pe canal, muzică pe chat, acum când suntem cu The Forest. Sau lăsăm așa să ne înțelegem, cum vreți voi. Nu știu, frate, copacii ăștia să tai cam greu, probabil cu un alt topor mai bun sau cu o drujbă ceva. Drujba, îți dai seama că îi tai mult mai repede. Nu? Ok. Mai bine așa, nu? Și eu la fel, prefer, nu știu, să fie mai liniște, să ne, nu știu. E zăpăceală uneori cu muzică, cu joc, cu... Sau sunetul la joc, sau alții opresc sunetul jocului să pună muzică. Da, cum vă spuneam, și eu mă duc la multă lume pe... La multă lume, la youtuberii care mă uit și eu, mai mari, mai mici. Și mă duc la ei pe canal, frate. Salut, ce faci? Parcă dacă nu te bagă nimeni în seamă, ai văzut, te simți prost, nu? Și o să vedeți, o să vedeți voi, că chiar dacă o să cresc sau o să fiu cu mai multe persoane pe live, eu tot o să vorbesc cu lumea, frate. Eu tot o să vorbesc cu lumea. Pentru că eu repet, ceea ce fac, o fac din plăcere, nu o fac competitiv, nu fac ca să câștig premii sau anumite lucruri, o fac ca să... Să fie bine ca să nu fie rău. V-am spus, sincer, o să vedeți. Poate cei care mă cunoașteți de puțin timp, nu mă cunoașteți îndeajuns. Cei care sunt de mai mult timp aici, poate știu. O să vedeți că... Chiar dacă o să fie și 100 de persoane pe live, o să vorbesc. O să vorbesc cu lumea. O să vorbesc. Salut, Vasile! Da, dar un youtuber care are 2000 de oameni pe live nu o să vorbească cu toți. Băi, nene, ascultă-mă puțin. Eu te înțeleg. Că n-ai cum să vorbești cu 2000 de persoane. Tu ești unul, ia-ți 2000. N-ai cum să vorbești cu 2000 de persoane. Dar știi care e treaba? Cel puțin. Salut, 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 salut. 10, 20 cât cunoști acolo. Înțelegi? Mai citești din când în când. Deci crede-mă că am văzut youtuberi care intru la ei pe canal și nu intru, vezi, doamne, ca să vină la mine să-mi dea raid sau... Nu, frate. Intru să văd cum mai merg treburile, ce mai joacă lumea. Înțelegi? Și nici măcar nu mă bag în seamă, nici pe mine, nici pe nimeni. El e acolo cu jocul, frate. El e cu jocul băgat în joc. Nu te mai bagă, nu mai vede, nu mai aude. Păi nici așa, frate. Eu nu sunt așa. Vorbești, rupe tricoul. Da, frate, păi am făcut și nebunii de-astea, nu știi? N-am rupt eu tricoul pe live. Ce ai, bă? Ești nebun? Cum să nu, frate, forță.
Bun, acum ce vreau să facem? O să aducem buștenii înăuntru aici. Câțiva. Și o să facem, acum o să începem să facem. What the fuck? Cine a țipat mă așa? Care ești mă? Ia uite-i frate pe ăștia. Ia stai să-ți trag eu săgeată în ureche. Ia vino Funcoa. Ia vino boss încoace. Băi, ăștia nu știu dacă poate să-mi dărâme casa și alea. Băi, ăștia poate să-mi dărâme casa, sincer să fiu. Uite, fraieru, uite l-ala s-a sculat de jos, ești nebun? Băi! Bă, dar cum s-a sculat? Bă, cum s-a sculat ăsta de jos, mă, nene? Așa, bun! Bun, nene, i-am părlit pe fraieri. Haideți să ne mai facem armură. Știți care-i treaba? O să intrăm repede înapoi. O să-i punem pe foc aici, între timp. Aprindem focul și-i punem aici pe foc. Facem oase ca să ne facem armură, jmechere. Hai, vino încoace, că mai am nevoie de niște oase. Părlit-o, vino încoa. Vino încoa. Raven, salut, nu frate, nu mă interesează sincer să fiu niciun parteneriat. Mersi frumos de cerință, să zic așa. Păi, i-am luat ceva lui ăla, i-am luat parcă o... Să le dau foc la băieți până între timp Don Tigaie se duce să facă o băiță la plajă. Autopasta! Ne luăm avânt și direct în cap sărim. Uhu! Facem o băiță la la la. Gata. Ok, ce făceam noi? A, vreau să ne facem și noi solul. Pot să dărâme și vin și mutanții mari la tine la casă. Pot să dărâme, nu? Ia să vă, mi-a dărâmat ceva pe aici? Nu mi-a dărâmat. Dar oricum eu pot să repar, să știi. Eu am, uite asta? Uite asta. Cu asta pot să repar. Da? Uite, vezi? Mi-a dărâmat fraierul. Fraierul a venit și dădea cu pumnii la casa mea, ești nebun? Aoleo, n-am știut, frate. Deci, fiate. Ăsta a venit. Vedeți? Uite câte oase mi-a dat. Facem armuri din astea, dar nu știu dacă avem... Ei! Sincer să fiu, nu știu dacă avem atâtea ațe. Ațe. Mai trebuie să mai iau niște oase de aici. Haideți, măcar de una, dacă mai mi-ajunge, e super tare. Exact, perfect. Haideți să le echipăm. Dacă vedeți aici, în dreapta, lângă viața care o am, dar nu vedeți că pentru că am camera pusă. Stați așa puțin. Fă-ți o barcă. Ok, stai așa că facem ușor. Terminăm casa întâi. Uitați aici sus că nu vedeți asta. Haideți să mutăm camera în partea asta. Da? Haideți să mutăm camera aici. Ok. Dacă vedeți aici în dreapta, lângă roșu, unde e linia roșie, unde e viața mea, da, am... Băi, ce-am făcut, măi? Am dat cu ciocanul. Băi, nene, băi, ești nebun la cap, mă. Băi, nene, mi-am spart focul, mă. Așa ca un mic spoiler, ăștia nu prea sunt canibali. Sunt, de fapt, oameni ca tine care s-au prăbușit cu avionul, dar să... Așa, da, am înțeles eu ceva. Am înțeles eu ceva acolo. Vedeți, aici vreau așa să fac un drum suspendat peste pietrele astea. Da? Haideți să mai tem niște broaște de-astea. Dacă tot sunt aici.
Știți de ce? Ca să facem viață. Să facem mâncare, pardon. Ce am vrut să vă zic, aici vreau să fac așa frumos, să trec peste apă. Da? Aici vreau să trec așa frumos cu, uitați cu ăsta. Stați așa că am aici, ia să vedeți. Stați așa că vă arăt acum. Unde-i mă astea? Drumul suspendat, unde e? Așa, uite cu ăsta, vedeți? Plataformă. O să punem așa frumos, ieșim din casă, vedeți? Punem așa, dar nu, uite, vedeți, aici nu prea merge peste asta. Dar nu aici, o să pun pe partea asta. Sau bine, nu știu, aici. De ce nu, că merge. Fac o scară până la asta și fac așa, pa, 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 pam. O să ies direct din casă aici, da, la apă. Pac, la barcă. O să-mi fac un port aici, da, pe apă, că vedeți că merge cu asta. Vedeți? Uitați aici. Dacă vedeți voi, uitați, pac. 1, da? Pac, 2, vedeți? Hai să mai facem una. 3, să fie 3, da? Pac, 3. Ok, 3. Ia să vedem. Vedeți ceva de genul? Pac, și mai trebuie una. Bun, aici acum ca să pot urca, o să trească să fac o scară, da? Și, da mă nene, ce face ăsta? Cum îmi pune el? Pac, hai că merge acum, da. De fapt, ia să vedem cine ce lume aici. De fapt, au făcut experimente pe ei, pe, așa, da. Oh, salut Ștefan Moldovan. Nu știam de insulițe. Băi, dar haideți să terminăm, că am zis că terminăm aici solul, casa, nu? Astăzi vreau să facem casa măcar, sau nu știu dacă o terminăm. Nu cred că o terminăm. E greu, da? Ok, haideți să facem aici. Aoleu, ce strâmb l-am pus, frate. Cel mai strâmb de ăsta. Dar de ce nu mă lasă? Oricum, ia stați așa să vedem cum iese unul măcar. Vedeți? Așa frumos cu scud ăsta. O să facem frumos înăuntru aici niște... Ai, eu pot să închid ușa, vedeți? Să nu intre nimeni. Bă, ce faci, mă, nebunule? Băi, ăsta e nebun, mă. Bun, ce? Mi-este sete, nu? Vedeți? Ceva de genul. Pa, 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 pam. Ok, haideți să mai facem niște de-astea. Dar mai am un alt tip de sol, nu cred. O, asta e plataformă.
O să mă duc la un copac. Mamă, frate, e jale cu ăsta. Uitați aici sus ca să nu ne încurcăm, da? Aici la asta. Ca să mi se fac aici de asta, că avem nevoie de ea. Ok, haideți să facem, să mai facem sol, să terminăm aici. Pune parchet. Păi ăsta e parchetul. Care? Că nu mai am alt parchet. Ăla-i bosurică. Dar știi ce mă enervează? Mă enervează că trebuia să mă lase, frate, să pun, trebuie să dau de fiecare dată click, 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 știi? Vezi? Acum trebuia să mă lase să mai, să continui. Iar trebuie să dai, iar trebuie să alegi. Iată că mi-a crescut o buriană exact în casă. Băi, ești nebun. Bun. Ok. Cred că nu mai am bușteni. Trebuie să mergem la bușteni. Să luăm, da, exact cât. Haideți să cărăm. Haideți să luăm, să luăm trăsura. Să nu tai copacul care... Mă duc să mănânc ceva. A, și nu mai am energie, frate. Cola-Cola. Auziți? Știți ceva? În caz că rămân fără Coca-Cola, ce aș putea să beau ca să... Alcool. Îmi trebuie baterii, frate. Un ceas. A, și bandă. Facem niște bombe, știți? Da, știți, știți cumva dacă rămân, dacă răm... Dacă erai deștept, puneai fundații jos. Păi nu merge. Păi nu merge, că am încercat ieri. Am încercat ieri să fac așa ce spui tu și nu mi-a mers. Rămânea tot ca la balamuc, uite, ca și aici. Am încercat ieri și nu mi-a mers. Deci nu mi-a mers, nu că n-am vrut eu. Nu a mers. Deci nu era întâmpit să fac așa ca la țigani. Nu a mers. Nu a mers să fac. Am vrut să fac platformă. Uite, de asta. Uite așa. Uite, de asta așa am vrut să fac. Înțelegi? Și nu, tot strâmbă se pune. Se pune tot strâmbă. Nu se pune dreaptă. Se pune așa și am dărmat tot. Salut, Devil Shot. Bine ai venit. Ia să te uiți tu pe live-ul de ieri să vezi. A, ăștia-s copacii dinainte. Zic, băi, uite câte lemne aici. Și eu n-am tăiat. Haideți să ne apucăm să tăiem. Băi, stați așa, să nu tai copacul ăla. Să nu tai copacul ăla cu... A, e acolo, e bine. Ăsta. Narcista 70, bună seara, bine ai venit. Salutare la toată lumea. Nu uitați să lăsați un like acolo la acest live. Ce te-ai fi făcut? Păi ce să mă fac, frate, fără tine? Cum? Păi știi că sunt trist fără tine, nu? Ia uite acum cum sunt. Nici nu știi ce fericit sunt. Nici nu știi ce fericit sunt. N-am nevoie de niciun fel de explicație. Acum ați fericit, frate, că ai venit, normal. Bravo, mulțumesc. Mulțumesc că ești prezent pe live.
Ne trebuie mulți, mulți, mulți bușteni. Cam totul în acest joc se bazează pe bușteni. Bine, mă refer la chestiile de construcție. La chestiile de construcție. Uhu, praf s-a făcut. Băi, nu știu unde a căzut celălalt copac. Unde a căzut celălalt copac? A, uitați, aici au bucată. A, pe partea asta a căzut, ok. Da, nu mai am loc acum. Să mergem cu tura asta. O să mergem cu tura asta la... Ok. O să mergem cu tura asta acolo jos la... Ce e asta, mă, frate? Aveam aici ceva parcă de mâncare, nu? Sau mi s-a părut mie? Am crezut că asta e o căprioară, dar nu e. Haideți să luăm Sania cu bușteni. Să mergem să continuăm ce am făcut. Să punem tot solul, da? Tot să punem parchetul în casă, în cocioaba lui Don Tigaie. Haideți că se face noapte și vine Bau Bau. E nașpa că nu poți să intri cu... Era frumos să intri cu cocioaba acolo. I-am dat-o. I-am dat-o și am răsturnat cap asta. Am răsturnat asta cu... Ia uitați ce i-am făcut. Am răsturnat asta cu lemne, bă, ești nebun. Stai să văd eu acum dacă mai mă lasă să iau lemnele. Normal că nu mai mă lasă. A, mă lasă, mă lasă. Dar oare credeți că mai pot să-i dau... Uite, aici nu mai mă lasă să mai pun de-asta. Vedeți? A, m-a lăsat. Vedeți cum iese? Unul a ieșit așa, unul a ieșit așa, unul a ieșit așa, unul a ieșit așa. Urât, frate. Nu-mi place. E deznivelări. Sunt deznivelări aici. Uitați, aici nu-i până în capăt. Aici e până în capăt, dar e mai... A venit noaptea. Haideți să salvăm partida. Salvăm partida și... Dormim. Da, dormim. Că ne este somn. Valoarea e mereu, frate. Da, să zic, să fiu modest. Da? Dar dacă țin apăsat pe... Ia. Oh, gata. Jmecherie, frate. Nu mai am. N-am mai ieșit nicio broască, nimica? Astea nu poți să le iei, să le mănânci, nu? Nu merg. Îți? Aaaa, și ce faci, tată? Salut! Uite ce să fac, mă joc Forest. Tu ce faci? A, mai am o carapace. Mai am una în spate și mai am două aici, da. Stai așa puțin. Aici. Parcă aici mai aveam un loc, da. Ia, stați așa că nu știu dacă... A, am. Haideți să mai facem niște de-astea. Mai fac unul. Cel puțin. Așa. Broasca! Am luat-o! Broasca e la mine! Băi, nu știu, v-am zis, mi-a plăcut aici. Nu i-a ieșit drept, frate. Am vrut să fac și eu ceva frumos. N-a ieșit, a ieșit ăsta strâmb. A fost bea constructorul. Nu contează.
Suntem pe stradă, frate. Să vedeți voi că nu mă lasă din cauza la copacul ăsta. Dar copacul ăsta, am o întrebare. Pentru cei care știu. Copacul ăsta eu pot să-l scot de aici? Există vreo modalitate să iau copacul să-l arunc? Să-l tai sau să-i fac ceva ca să pot să construiesc peste? Sau nu merge? Nu ziceți că nu merge, că am dat-o în bară. Ce să-i fac? Să-i fac ce? A, mormântare. Copacul ăsta, eu pot să-l scot de aici, trunchiul ăsta, sau nu pot? Îmi zice cineva? Dacă pot să-l scot de aici? Pot sau nu? Păi, cred că nu pot să-l scot și nu o să pot să fac pământ peste el. Pământ... Băi, ești nebun, frate, nu pot să iau asta de aici. Nu știe nimeni? Pot să scot acest trunchi de aici din casă? Deci nu mi-am dat seama că e aici trunchiul. Deci, sincer să fiu, nu mi-am dat seama că e trunchiul acolo. Și îmi pare rău acum că... Nu pot să-l scot acum de acolo. Dacă nu fac WC-ul acolo peste el. Deci să înțeleg că și liniștea asta e un răspuns, adică nu se poate. Deci nu pot să le iau pe ăsta de aici, nu? Hello, familia! Wow, ce vânt a început, fraților, afară! Băi, dar cum dau eu carul la o parte? Îmi dau eu ăsta ăla de lemne, dar cum îl dau de aici? Păi ce să fac, frate? Fac WC-ul acolo. Profităm de spațiu, nu? Păi ești nebun că nu pot să iau ăsta de aici. Cum îl iau? Deci nu pot să-l împing. Băi, ești nebun, nu mai pot să iau ăsta. Mă, dar ce joc e ăsta, frate? E incredibil, incredibil. Ăsta e un, pentru mine e un bug ăsta. Bă, așa e și, frate. Cum o faci dreaptă? Cum o faci dreaptă? Eu am încercat să o fac dreaptă și nu pot. Cum nivelez locul? Că nu merge. Cum nivelez locul, că nu merge. Sau cel puțin nu știu eu să nivelez. Cum se nivelează? Până acum, sincer să fiu, tăiam 20 de copaci.
Cum nivelezi casa, dreaptă? Îi dau foc. Nu mă lasă să-i dau nici foc. Să-mi zică cineva, aș cum fac eu drept acolo locul, ia zi-mi și mie. Dacă tu mi-ai zis că e casa strâmbă. Du-te-n paștele, mătii, că te las așa că mă enervezi deja. Poate vine vreun vânt, nu știu, și-o dă peste cap. Duc, eu nu mai am posibilitate, dacă vine să crezi, nu mai am posibilitate să o miști, frate, uite, știu. A dat peste cap și așa a rămas. Mă duc sus și fac alta. Asta e viața. Ce dreaptă e casa, ia uitați. Cauți, eu spun că am încercat și n-am putut să o fac dreaptă. Și v-am zis ce m-ar interesa să... Unde e asta de lemne, frate? M-ar fi interesat să scot butucul ăla din casă. Dacă nu, asta e, facem veciu acolo. Ce să fac? Păi da, bubiță, păi da, nu? Și am mai întrebat în caz că rămân fără Coca-Cola, da? În caz că rămân fără Coca-Cola în inventar, mai am deja 3, mai am. Cum pot să... Să dau cu TNT peste buștean? Băi, n-am încercat, ia hai să mergem, dar sper să nu mi explodeze casa. Mi explodează casa? Și ne pregătim. Haide să dăm un TNT, futui mama lui. Ce ai făcut, bobiță? Asta nici nu se mișcă. Înțiești? Ne. Asta nu poți să le iei de aici, frate. Am mai stricat și bomba. După ce că aveam doar 2 bombe, am stricat-o și pe aia. Dar nu contează, cel puțin am încercat. Și ce am vrut să vă întreb, în caz că rămân fără energie, face... am dat acum, ce să mai... V-am întrebat, în caz că rămân fără Coca-Cola, există vreun principiu naturist ca să pot să-mi fac energia la loc? Adică să mănânc ceva sau să fac ceva altceva, să mi-l produc eu.
Știe cineva să-mi zică? Deci, înțeleg că nu știe nimeni. Auzi fraierul cum țipă. Vin băieții de elită la mine aici. Ia. Ce urlă fraierul ăla, mă? A tăiat ăsta la copaci, are bășici în palme. Uți! Păi mă întrebase cineva, mi-a zis că de ce nu-ți faci barcă? O să-ți faci barcă? Poate fraiere, sunt câte 2-3 acolo. Deci nu mai am loc. Faci un mix de energie din plant. Mamă, cum țipul ăla, frate, îmi sparge urechea, ești nebun la cap. Mamă, ce hal țipul ăla. Salut, Andrei. Faci un mix de energie. Adică, hai să vedem ce plante. Care plante? Ia. Asta e curat, asta e, mă fac bine. Păi da, dar care? A, uite astea. Tac. Asta și cu asta. Nu. Asta și cu asta nu merge. Îmi trebuie de aia de broască. Da, am înțeles. Mi-am făcut armuri, mi-am făcut multe lucruri, doar că v-am zis. Păi da, ce plante, că trebuie... Pot să fac barcă. Ok, hai că o să mă uit să văd cum pot să fac barca. Haideți să încercăm să construim aici pontonul. Facem barcă, să plecăm încolo, să mai poate găsim anumite chestii, fraților. Ok. Bun, haideți să mai tăiem copaci. O să mă uit să văd cum pot să fac barca. Mulțumesc frumos de luțuri. Ce, dar mai umblă canibale aia, frate, singuri.
Astea, plantele albastre sunt bune de mâncat. Ambele furori le găsești cam pe la mijlocul peninsulei care sunt, ok. Ok, o să mă uit să văd. Păi și știi care-i treaba? De unde știu eu dacă sunt în mijloc sau unde sunt? Acolo-i casa, acolo-i casă și acolo-i unde ăsta. Astea sunt lucrurile unde, care le găsesc eu când, ok, când cu trei pe aici. Depistând anumite locuri. Am înțeles. Mi le pune pe hartă. Ok, hai să mai pun un butuc. Mi se pare că mai pot să mai pun doi, dacă nu mă înșel. Hai să luăm ușețelul ăsta. Și pe asta parcă... Nu, asta nu merge. Am auzit că sunt niște mini-insule în jurul insulei care stai acum. Da, sunt! Păi sunt acolo. O să le... Wow, 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 wow. Ce-am zis că-mi dă ăsta peste cap iar. Ce mă, nu mai am loc, chiar nu mai am loc să le pun. Ba, nu mai am loc, frate. Mă duc să le duc așa, pe jos. Da, da, acum o să-mi fac ponton aici și o să fac barca. O să fac barca să pot să mă duc, să mă duc în altă parte. Ușor, ușor creștem, ușor, ușor avansăm. Ușor, ușor facem lucrurile cum trebuie. N-ai cum să le faci toate într-un episod. N-ai cum. Vă dați seama că sunt conștient, am spus-o și ieri, că sunt episoade cu jocul acesta terminat, poate. Dar fiecare are varianta lui. Mamă, cât de repede se duc. Bun, haideți să vedem. Ia stați așa că vreau să văd eu. Mi-a zis băieții că se poate face barcă. Ia să vedem. Din ce ne trebuie să facem barcă? Ce-i asta? Copaie? Nu. Astea sunt capcane. Aha, uitați aici. Amigo, eu asta trebuia să-mi fac, frate. Eu nu trebuia să-mi fac ce mi-am făcut aici. Băi, nene, Eu trebuia să fac... Știi ce trebuia să fac eu? Dar eu n-am făcut asta. Eu trebuia să fac... Asta trebuia să fac. Uite, asta trebuia să fac. Vedeți?
Ok, păi asta, gata. Dar nu mai vreau să continui altul, dar nu mai vreau să mai continui altul. Dar nu mai vreau, vreau să mă opresc aici. Dar nu înțeleg, frate, de ce nu mă lasă să mă opresc aici? Înțelegeți voi? Eu vreau să mă opresc aici, vreau să fac din ăsta. A venit noaptea. Asta l-am făcut de pomană aici, fraților. Haideți să dormim. Haideți să dormim. Să salvăm. Salvăm. Dormim. Bună dimineața, România. Asta nu, eu nu trebuia să fac lucrul ăsta aici, trebuia să fac pontonul, da? Uitați că broască care merită tăiată. Eu trebuia să fac ponton aici, trebuia să fac ponton, nu trebuia să fac lucrul ăsta, asta e plataformă pentru altceva. Eu n-am făcut, vedeți? Salut, Florin! E bine totuși că mai pot salva niște bușteni. Hai să termin asta aici, că aici nu mai pot să fac nimic. Ok, bun, hai să o facem ca o, nu știu, ca o... Ok, și de aici încolo vreau să fac de asta, da? Ca să plec cu barca, cum ar fi. E, dar nu pot să fac, frate, că... Care-i treaba? Intru în apă și... Ce să facem? Uite, încerc să fac un ponton aici, dar nu... Nu mă lasă Jean ăsta să fac. Uite-te și tu, fii atent. Tu ce faci, Florin? Treaba bună? Așa, haideți că l-am reușit până la urmă. Ia să vedem cum este, stai să văd cum este, că dacă nu-mi place, nu-l fac. Dacă e strâm, nu-l fac, nu-mi place. Nu-mi place, facem altul. Facem altul. Stai așa că mi se udă cartea. Am fost să-mi fac cafea, ce am pierdut. N-ai pierdut nimic, acum încerc să fac un ponton. Vreau să fac un ponton să-mi fac o barcă. Dar acum doar fac proiectul atâta. Uite mă, știu că se trage strâmb, frate, dar de ce se trage strâmb? Nu, nu asta, nu asta. Ponton. Vedeți, să ziceți că am eu ceva cu el. Uite, testam ceva și vreau să-mi schimb contentul canalului. Păi, ce ai pățit? Da, uite mă că strâmbul face mereu, frate. De ce face ăsta strâmb mereu? Mă seacă asta. Pentru că eu nu vreau strâmb așa. Așa mi-a făcut și cu casa, la fel. Thank you.
Deci e greu cu asta. Oricum, totuși e cât de cât. Cât de cât. Ok, nu? Ia stați așa. A pornit din colo el. Da, am înțeles. Stați așa, că dacă toți suntem aici la asta, haideți să facem... Dar nu aici. O să scriu aici SOS, nu? Bun. N-am pățit nimic, dar mi-a venit o idee strălucită și vreau să văd ceva. Da, frate, fă-i foarte bine, că n-ai, trebuie să aduci noutăți, trebuie să faci alte lucruri, trebuie să faci schimbări, trebuie să faci... Ca să meargă treaba, frate. Am nevoie de bețe, frate, am nevoie de o grămadă bețe. Bețișoare de-astea. Pietre, nu mai zic. Să scriu SOS acolo, îmi trebuie o grămadă pietre. Băi, știți când... Știți lucrul ăla când vrei să faci multe și nu poți? Vrei să faci multe, dar sunt multe de făcut. E destul de ok, lasă-l așa. Dacă scriu SOS, se termină jocul. Aaaa, bine că mi-ai zis, frate. Bine că mi-ai zis, boss. Bravo, 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 aș. Bine că mi-ai zis, tată, că... N-am știut. Uite, vezi, și scriam SOS. Haideți, mă, să mai facem una de asta ca să fie, să fie treaba bună. Și știți ce vreau să mai fac? Chiar acum o să mă duc. Vreau să fac o cursă de știi. Păi da, Florine, știi, dar știi cum e treaba, că tu încerci, dar trebuie să și meargă treaba. Înțelegi? Haideți să facem aici o cursă de... Am văzut eu aici o cursă. Stați așa, unde era? Asta. Facem o cursă de... De iepuri. Hai că am tăiat și... Și când pui în practică proiectul, zi-mi ca să știu. Să fiu și eu acolo. Ok, trebuie să mergem să... Să continui cu copacii, frate. Da, astea sunt chestiile care... Astea sunt, da? Astea sunt... Da, astea sunt bune ca să... Știi, să-mi fac viața la loc. Nu tu. Tu lasă, că... Deci mă bufnește râsul când văd casa asta, frate, ești nebun? Dacă ușor, ușor prinde culoare.
Nu? Ușor, ușor facem frumos acolo pontonul cu scări. Din casă o să dau cu, o să fac așa frumos un drum până la barcă. Știi? Și vreau așa să mă duc cu barca pe apă, să văd, poate mai găsesc insule ceva. Poate găsesc alte chestii acolo. Facem repede o căsuță în partea cealaltă, dar astea în episoadele următoare. Pentru că acum nu avem timp de toate. Acum trebuie să trăim cu copașca la Balamuc. 17 bucăți de copac trebuie să dai, ca să știți că le-am numărat eu. Sunt 17 bucăți. Și nu neapărat că dacă te întorci în jurul copacului îl tai mai repede. Asta e minciună, tot 17 trebuie să-i dai. Câteodată mi-e și frică, frate, că să nu cad asta pe mine. Știți? Mă credeți? Astea se mănâncă, da. A, și astea mă urcă și energia. A, eu dacă mănânc îmi urcă energia automat. Perfect, bobiță. Am venit cu împământânirea. Ok, copacul celălalt parcă a căzut pe aici, pe undeva, nu? Uite-l, ăsta e. Dar știți care e? Ai, nu mi-arată, frate, cușca. De ce nu mi-arată cușca la iepure? De ce nu mi-arată cușca la iepure? Oh-oh. Cușca la iepure nu mi-arată. Unde am făcut eu capcana, pardon, nu cușcă. Da. Hai, încă topor, hai, știu că poți. Hai, tigaie. Arde-o pe Niculina. Așa. Cade! Bum! A dus. Și eram sigur că pe ăsta nu mai pot să-l iau în spate. Mergem acum să mai continuăm la ponton. La port, la micul nostru port. Am venit. Ia uitați un lemn aici, ai tot de la mine și ăsta. Bă, din frunze poți să faci ceva anume sau? Și? O piele de broască. Ca să-ți faci armură, dar asta e pentru altele. De ce nu mă lasă cu două? A, două piei trebuie. Trebuie să două pei, n-am. Am zis eu că trebuie să merg la vânătoare de căprioare. Când faci barca, fă-o pe aia ca o casă, ca să poți să-ți depozitezi pe ea lucruri. Ok, care aș, ia zi-mi. Stai așa, bine că mi-ai spus. Asta sau asta? Asta? Ca să... Mamă, ce vânt a început, frate.
Astea nu-mi trebuie, frate, mie acum. Care? Asta zici tu? Să-mi zici care din ele. Sunt două. Te refer la aia cea mare, nu? Dar de ce nu mă lasă să-l fac? Gata. Bun, am terminat pontonul. Hăți. Păi stai mă, bubiță, aici mai facem o scară frumos. Ce scară mi-am făcut, ești nebun, ia uite, două d-astea. Băi, frate, du-te mă de aici, că nu, deci n-are cum. Ce caterincă de joc, frate. Cum o să-ți facă scara? După aia zic că pun eu lucrurile strâmb. Păi cum n-ai să le pui strâmb dacă uite și tu ce scară mi-a făcut asta? Salut, Andy! Nu știu, chiar sunt curios dacă... Uite, o să mă duc să aduc doi bușteni de aici, de la mine, din casă. Să văd dacă... Nu uita să apeși și un like acolo, Andy! Ok, am înțeles. Am înțeles. O să iau doi bușteni de aici, ca să văd dacă îmi face scara frumos, așa, nivelată. Wow. Da, canci. Asta nu se strică dacă vreau să o stric? Ba da, ba da. Perfect. Perfect, aia nu era scară, frate. Ce scară mi-a făcut el mie aici? Așa mâncați-ași gura ta. Acum da. Stai așa, aia care scrie... Stai să-i dau să o fac de acum ca să nu am probleme după aia. Houseboat, ok, asta este. Asta e că o fac în partea asta, că acolo cică n-am loc. Na, că nu mai am sfoară acum. Oricum, mergem să salvăm și o să lăsăm episodul aici, prieteni. Da? O să lăsăm episodul aici și probabil vom continua mâine, da? Probabil nu, o să continuăm mâine aici. O să continuăm, o să facem, cred că o să terminăm barca, da? Cred că o să terminăm casa cu barca. Barca Casa Plutitoare, să o numim așa, Casa Plutitoare, că așa e, chiar o casă plutitoare. Asta este, e bine asta, nu? Care am construit-o. Boat, house boat. House boat sunt amândouă.
Nu, asta e houseboat. Mai am nevoie de o sfoară. Mai am nevoie de sfoară și foarte mult lemn. Ca să putem să facem să putem să facem acel acea casă plutitoare. Da? Ok, prieteni, o să lăsăm episodul aici. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Vă mulțumesc tuturor care ați dat like. Vă mulțumesc celor care v-ați abonat. Și ne auzim data viitoare, prieteni, adică mâine. Da? Nu uitați, dacă vă place ceea ce ați văzut, să apăsați butonul de like, să activați clopoțelul, că asta e cel mai important, să primiți notificare când suntem în direct. Și bineînțeles să mă adăugați la prieteni pe rețele de socializare, Facebook, Instagram sau Twitter, sub același nume Don Tigaie peste tot. Avem și un grup de Steam, mai multe întrebări și răspunsuri în descripția videoclipului jos. Acolo aveți o descripție unde puteți să citiți despre tot. Vă salut, foc la tastaturi! Ne auzim data viitoare, prieteni! Ciao, ciao!